An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Jurnal TV lansează campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. În această perioadă am schimbat destine, am adus bucurie pe chipurile oamenilor și am demonstrat că Moș Crăciun există prin fiecare dintre noi, cei care au donat pentru a face fericit un copil, un bătrân sau o mamă. În acest an, sărbătorile de iarnă sunt altfel. Războiul și criza energetică au lovit în fiecare dintre noi, iar facturile ne depășesc cu mult veniturile. În acest an, Jurnal TV îți ia de pe umeri grija cheltuielilor pentru întreținere. Jurnal TV îți achită facturile. Campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu a ajuns la Călăraș. Aglaia Dabija este asistentă medicală, iar Ion Dabija paznic la aceeași instituție preșcolară. Sunt și soți, dar și colegi și Jurnal TV le va achita facturile pentru gazele naturale și energie electrică pentru o lună întreagă. Am făcut anul ăsta 35 de ani de muncă, care sunt foarte mândră că am putut să muncesc și să ofer ceva și societății, și copiilor, și pentru mine, pentru sufletul meu, că sunt împlinită. N-am stat nici în concediu, nici maternitate, pentru că așa au fost vremurile. N-au fost niște vremuri ușoare, anii 90, când s-a născut fiica noastră, era foarte mică, la 4 luni munceam. Au muncit de când se țin minte și au făcut-o din plăcere pentru ceea ce fac. Muncesc paznic la grădinița Lăstăriel. Nu-mi permit să lucrez mai fizic, am avut un accident în 2013, i-a afectat coloana, să spunem așa, adică mai multe sunt. Lucrez în domeniul ăsta paznic. Acum. Familia Dabija își amintește de vremurile când curentul se dădea dozat, iar copiii lor își făceau temele la flacăra lumânării. Privind în trecut, acum spun că totul nu e atât de greu cum zic unii. Lumina nu era acum să te-ți plâng că nu-i lumină o oră, jumătate de oră, cum acolo. Timpul de cele era cam toată ziua, toată țara, când, eram, când copiii trebuie să facă lecțiile, trebuie să mai cătăm ceva prin gospodărie de făcut, pe a doilea zi să fie tot în ordine. Dacă așa au fost vremurile, acum o leacă, mă rog, e mai binișor. Economisesc din toate și așa vor face față și aceste ierni. Noi suntem foarte economici, pentru că dacă nu economim, nu avem ce avem. Copiii se învață, fetița învață în afara țării, băiatul învață în Chișinău, trebuie ajutați, noi trebuie să ne descurcăm, să mergem în rând cu lumea. Așa suntem deprinși, am trecut prin greu și acum nu este o problemă de a economii. Pentru că o să trecem și de perioada asta mai greluță care este. Achitarea facturilor la energie și gazele naturale vine atunci când era mai mare nevoia, spune familia Dabija. Ne bucură foarte mult, pentru ar fi ca un dar de la Moș Crăciun pentru noi, pentru sărbătorile de iarnă. Putem și noi să oferim cuiva ceva care n-am putut pentru că am strâns punguța. Și suntem foarte bucuroși că o să ne achitați pe o lună facturile și o să putem și noi, poate la sărbătorile care mai sunt pe parcurs, să ne mai răsfățăm puțin. Datorită campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, lansată de Jurnal TV, această familie va avea parte de sărbători calde alături de cei dragi. Campania este realizată cu sprijinul Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului.